moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Екіпет на наступна шоу резистенция, екіпет din Belarus? Da, ne-am așteptat, fiindcă pregătim echipa pentru campionat. Ați văzut, în prima repriză am fost mai buni, chiar am condus cu 3-2. Am comis iarăși 3 greșeli copilărești la începutul reprizei a doua și asta e fotbalul. Jucătorii acumulează experiență, văd și campionatele din, văd și cum e, cât e de puternic campionatul din Belarusia, se vede că este o echipă bună, Belarusia este așezată bine în teren, mai avem de muncit. Aflat azi cu goluri la Ghidighici în a doua partidă. Da, în principiu noi ne bucur că astăzi am început de acum să marcăm și goluri, să luăm așa să facem o concluzie, a fost un meci foarte bun pentru noi, e clar că din păcat că am pierdut acest meci, dar dacă suntem așa în campionat, avem în 11 etape 3 goluri marcate, acum într-un meci am marcat 4. Действительно, и вина наших футболистов, потому что вы вышли на матч, скажем, неподготовленными, не собранными, и потребовалось какое-то время, чтобы, наверное, оценить уровень игры и внести коррективы. Скажу, что для нас главное распределить нагрузку. Сегодня играли одни футболисты, послезавтра будут играть другие, а то, что попали в финал, ну,
задач не ставили, но, естественно, всегда выходишь на поле для того, чтобы выиграть. У нас сезон подходит к концу, и команда, так скажем, уже на одном месте. Мы просто, так скажем, психологически приехали разгрузиться, поменять обстановку. И насколько будет полезно, мы узнаем, как мы будем играть после этого турнира в чемпионате у себя. E simplu și accesibil. Aleg cardul Bemol pentru că țin la confortul familiei mele. Vino și ia cardul tău gratis, pentru că merită pe deplin. Bemol. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbalul autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.